Răspunde Luigi, dar sunt chiar eu la telefon, da? Nu uitați să-mi dați imaginea aici, din casa viitoarei noastre surprize. Alo! Bună seara, Elena! Te-ai descoperit, iată, acum și în imagine. Te-ai descoperit în descrierea noastră, iată, camera a fost ascunsă în casa ta. Bună seara! Unde l-ai ascuns pe bișonul tău, despre care tocmai am vorbit? Nu este aici, e în partea cealaltă. Aici sunt la copii. Spune-mi, te-ai gândit la meniul de mâine când vei avea musafir la masă? Da. Da. Ești emoționată, rău, îți bate inima tare din câte vă, da? Normal. Și fii atentă. Intrăm în casa ta nu doar cu camera de luat vedere pe care ai văzut-o deja lângă tine, ci și cu vedetele tale preferate, Cătălin Creșan și Raluca Moianu, cu combina muzicală pregătită de noi în dar. Ne primiți și pe noi de o minute? Raluca și Cătălin, pe Cătălin îl așteptăm în studioul surprizelor. Și vom vorbi mai multe atunci. Acum suntem în mare grabă, Raluca. Știi și tu ce înseamnă să te mâne publicitatea de la spate? Spune, Raluca, cum te simți chiar în casa omului care te admiră? Sunt foarte emoționată și eu, pentru că e un moment special. Știu că doamna nu ratează nicio emisiune, iartă-mă. Nu, mă cer cu nora mea mereu că ce uite pleacă, că mă duc la știe că sâmbătă. Vă aștept luni seară. Da? Da, negreșit să fiți la ora 20 și 45 de minute. Vă aștept la iartă-mă, veți vedea o poveste extraordinar de interesantă. O să vedeți cum un tânăr care nu iese din cuvântul mamei sale, deși are aproape 30 de ani, s-a căsătorit și a adus soția acasă la numai 3 săptămâni din cauza soacrei, fata a fugit. Ce a făcut soacra? O să aflați luni seara la iartă-mă. Vă aștept să nu ratați. Vă primit spectacol și vă mulțumesc frumos că ascultați, sper că v-am făcut o surpriză plăcută. Avem și noi câte 20 de ani de televiziune, dar să știți că sunt mai emoționat ca niciodată. Da. Eu vă aștept în studioul surprizelor. Cătălin, te așteptăm să ne cânti. Acum, doamnă, ce de pe drum? Ce de pe stradă? Luați-o în papuș de casă, da? O aduceți, mașina vă așteaptă în fața apartamentului. Drum bun către studioul surprizelor. Doamnelor, domnilor, revenim în câteva clipe aici, așteptați-ne, avem o nouă serie de surprize în câteva clipe, în studioul cel mai mare din televiziunea publică. Vă așteptați!